Miercuri, la Bârlad a avut loc ceremonia materializării rezultatelor votului din 9 iunie 2024 privind aleșii locali. Într-un cadru oficial de excepție, pe măsura evenimentului, a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local Bârlad și de depunere a jurământului de către primarul municipiului Bârlad, Dumitru Boroș. Mircea Gologan, subprefect de Vaslui, reprezentantul instituției prefectului din județul Vaslui, la ședința de învestire, a fost cel care a deschis ceremonia depunerii jurământului de către consilier și primar. Bârlad, județul Vaslui, având în vedere mai multe adrese, în temeiul prevederilor articolului 275 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ, Daniel Garincea Onofrei, prefectul județului Vaslui, emit prezentul ordin. Articolul 1. Consilierii locali a căror mandate au fost validate se convoacă în ședință privind ceremonia de constituire a Consiliului Local al Municipiului Bârlad, județul Vaslui, în data de 23 octombrie, ora 12. Articolul 2. Secretarul General al Unității Administrative Teritoriale comunică consilierilor locale a căror mandate au fost validate data și ora ședinței privind ceremonia de constituire care are loc la sediul Consiliului Local. Articolul 3. Prezentul ordin se comunică secretarului general al municipiului Bârlad, județul Vaslui, de către serviciul juridic din cadrul instituției prefectului județul Vaslui. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bârlad. Așa să ne ajute Dumnezeu. Vă felicităm, domnule consilier. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bârlad. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule consilier. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Bârlad. Așa să ne ajute Dumnezeu. Felicitări, domnule primar, și succes în nou mandat. Deși sunt la al treilea mandat, emoțiile au aceeași intensitate ca și cum aș fi prima dată. Este un moment important pentru fiecare dintre noi și mă refer la cei care au depus astăzi jurământul, dar și un moment important pentru municipiul Bârlad. Mi-aș dori ca ceea ce facem noi astăzi și în următorii 4 ani să rămână un lucru important în istoria municipiului Bârlad. Se cuvine să adresez mulțumiri celor care au stat alături de Consiliul Local, de primar, de aparatul propriu al primarului. Mulțumirile mele se îndreaptă către colegii din Consiliul Local, care astăzi și-au încheiat mandatul, pentru că au înțeles, înainte de toate, că mai important este să facem lucruri palpabile în municipiul Bârlad și mai puțin importante, la un moment dat, disputele sterile dintre noi. Le mulțumesc încă o dată. De asemenea, mulțumiri frumoase și prețioase pentru colegii mei din aparatul propriu al primarului. Acele furnicuțe pe care oamenii nu-i văd, dar sunt la fel de importanți ca și primarul, ca și consilierii locali, pentru că de munca lor depinde în egală măsură succesul nostru în proiectele pe care le-am derulat și le vom derula în continuare.